ziua și bine ați venit la un nou episod al emisiunii. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cristina și azi o să vă prezint o rețetă, dacă pot să o numesc rețetă, pentru că este ceva extrem de simplu, este mai mult o idee, da, de asamblarea unor ingrediente, dacă e să numim ingrediente în cazul de față, pâinea feliată, gemul de caise sau un alt gem care să vă placă, crema Nutella și puțin lapte. Ea este vrăbiuța Ciripica, am numit-o noi, o vedeți că este prezentă, pe care am găsit-o în urmă cu 2 săptămâni în parcare și mi-a fost milă de ea, am salvat-o, am zis să nu mănânce pisicuțele și nu-mi vine să cred, uitați cum poate să se domesticească o vrăbiuță. Da. Pur și simplu o adorăm. Sper să învețe mai repede să zboare și să plece. Andrei o adoră, vă spun sincer. Haideți să vedem cât de ușor se prepară această prăjitură care nu are nevoie de preparare termică, este extrem de ușor, repet, de realizat și poate fi preparată. Fii cu minte! Poate fi preparată și de către cei care țin post, înlocuind laptele de vacă cu un alt tip de lapte, de migdale, de ovăz, de soia, da? Poate fi folosită de vegani, iacătă, poate fi folosită de oricine această idee, această rețetă, cum vreți să-i spuneți. Haideți să vedem, nu mai lungeți vorba, cât de ușor și ce bine arată la final și chiar foarte gustos. Avem nevoie de 3-4 linguri cremă tip Nutella, 3-4 linguri gem de caise pentru că este mai acrișor și se potrivește mai bine la gust, dar puteți folosi un alt gem care să vă placă, aproximativ 150 ml de lapte de vacă, iar în cazul celor care mănâncă de post, sunt vegani sau au intoleranță la lactoză, pot folosi lapte de soia, de migdale sau de ovăz și 5 felii de pâine cu un conținut redus de sare și fără coajă. Se găsește pâine feliată fără coajă în supermarket sau puteți tăia voi coaja de pe margini a feliilor de pâine după cum vedeți. Pentru o prăjitură bună, vă recomand o pâine feliată de bună calitate și să fie, bineînțeles, pâine albă. Luăm prima felie de pâine, o așezăm pe farfurie și o însiropăm cu lapte, nu cu sirop, cum am face la o altă prăjitură. De ce? Pentru că Nutella este foarte dulce și nu este cazul să îndulcim și mai mult prăjitura folosind un sirop. Puteți înmuia direct felia de pâine în lapte sau să folosiți o pensulă cum procedez eu acum. Întindem apoi o lingură de Nutella sau mai mult dacă dorim, având grijă să nu apăsăm pentru a nu se rupe felia de pâine. Punem deasupra o a doua felie de pâine pe care o înmuiem în lapte, apoi întindem pe ea una-două linguri de gem, după preferință. Atenție însă, e indicat să folosiți un gem fin cu fructe pasate pentru o prăjitură mai fină cu aspect frumos. Acesta este un gem de caise realizat de mine, din caise decojite pentru a putea păstra această culoare frumoasă. Mai așezăm o felie de pâine pe care o umuiem în lapte, apoi punem Nutella, iar o felie peste care vom pune gem și apoi ultima felie de pâine înmuiată în lapte. Și acum avem două variante. Fie ungem prăjitura cu Nutella de jur împrejur și deasupra, apoi ornăm cu ce ne place, ornamente din zahăr, alune mărunțite, cocos răzuit, etc. Fie folosim 60 de grame de ciocolată neagră, pe care o topim și apoi o turnăm peste prăjitură. În cazul în care folosim ciocolată, va trebui să punem înainte prăjitura la rece pentru aproximativ o jumătate de oră și apoi să turnăm ciocolata topită și astfel se va așeza mai bine stratul de ciocolată. Și la fel ornăm cu ce ne place. Mie personal îmi place să glazurez cu ciocolată neagră, deoarece nu este la fel de dulce și în combinație cu Nutella și gem, mi se pare că prăjitura este mult mai savuroasă. Lăsăm puțin la frigider prăjitura înainte de a o putea consuma. Înainte de servire, o tăiem pe diagonală, după cum vedeți, și vom avea 2 porții generoase de prăjitură cu aspect deosebit și gust savuros.
preparată extrem de repede, fără să folosim cuptorul sau plita și fără să avem nu știu ce ingrediente deosebite. În speranța că v-a plăcut rețeta, eu ce pot să spun? Vă doresc spor la gătit și poftă bună, așteptând cu drag like-urile și comentariile voastre.